Bogdan Tiberiu Iacob, fostul director operativ al SRI Florian Colda, ar putea urma parcursul european al Laurei Chioveși, surse bine informate afirmând că acesta este în cărți pentru un post în conducerea noului serviciu de inteligență al Uniunii Europene, pe cale de a fi înființat anul viitor. Și explică aici, puteți citi articolul, vezi, Raluca Dan, o reîntrăgire a binomului la nivel european? De ce nu? Ar fi superb, nu? Ar fi superb. Foarte frumos să meargă și domnul Colda la Bruxelles. Dar ce facem cu Sebastian Ghiță? Că dacă toți se reîntregesc, așa mă gândesc că și domnul Ghiță și-ar găsi probabil un loc acolo, la Bruxelles. Ia zice, domnule, da, e superb. Acest binom n-a acționat de capul lui. Ei n-au fost un fel de hacker ai României. Nu, ei au lucrat la comandă europeană, pe un plan european. E clar că există un plan, probabil după ce au fost dați jos de PSD, forțați de PSD jos, au fost extrași și s-a făcut un plan de backup afară. Oricum, modelul de experiment pe care l-au făcut în România cu acest binom a fost de succes. De aceea s-a făcut parchetul european, de aceea se va face serviciul european și prin acest... Și vor urma protocoalele europene. Și vor urma protocoale... Nu, vor fi legi pe față în Parlamentul European, prin care se vor impune acest stil de politică prin procurori și servicii și se va face unificarea Europei mai cu și forță mai repede. Și vor fi votate inclusiv de domnul Traian Băsescu, nu? Tot e la Bruxelles. Da. Este extraordinar. Știți care este traducerea de fapt? Ai pe protocoale respective personalul din SRI care îți ascultă, îți interceptează, îți transpune ce crede el de cuvință și judecătorul care îl crede. Pentru că până în momentul în care au fost descoperite acele protocoale, acum mai în glumă, mai în serios, să știți că foarte mulți au ajuns la închisoare exact pe un asemenea transcript făcut greșit, dar nu făcut greșit că nu au reținut ei bine ce se auzea în cască. Nu, făcut greșit în mod intenționat. Dacă lucrul ăsta urmează să fie perpetuat la nivel european, ce să zic, este... un virus extrem de periculos.